Tăcerea inimii catena. Doamnelor și domnilor, a fost Orchestra Ansamblului Profesionist Cindrelul Junii Sibiului, dirijor Gabriel Popescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, și vreau să mulțumesc încă o dată Consiliului Județean Sibiu, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Cindrelul Junii Sibiului, iată managerului Silvia Macrea, pentru susținerea oferită concurenților astăzi, dar și membrilor juriului, după cum veți vedea. Mulțumiri speciale și președintelui Consiliului Județean Sibiu, doamna Daniela Câmpean. Aș vrea de asemenea să mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne-au ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorii noștri Perla Moldovei. Le mulțumim foarte mult pentru apa oferită. Începe ultimul act din finala Vedeta Populară. Au rămas 3 concurente în joc. Au avut de pregătit o melodie îndrăgită și foarte cunoscută din zona pe care o reprezintă. Calificarea Deliei în finală a fost considerată o mare realizare pentru familie și prieteni. A ales pentru ultima încercare din concurs o bătută moldovenească din repertoriul Mioarei Velicu, o melodie foarte antrenantă, care, spune ea, te ridică pur și simplu de pe scaun. Sper să se întâmple asta cu noi toți. O ascultăm pe Delia Gandore din Vaslui. Săptămâni jumătate nu intrat în junghe, spate nu intrat în junghe, spate, măi, bădiță, măi. Și-am dat cu toate șele să iasă junghe, din șele să iasă junghe, din șele, măi, bădiță, măi. Degeaba și să vă spun că mă doare și n-am cum, m-am gândit când ai jucat, poate nu mă mai durea. Degeaba și să vă spun că mă doare și n-am cum, m-am gândit când ai jucat, poate nu mă mai durea. Cărcotașă și din șire buclucașă și din șire buclucașă, măi, bădiță, măi. Ne-a spus că junghiul mă ține într-un pământ cu zâne, într-un pământ cu zâne, măi, bădiță, măi. Să mă duc la baba Ioana, că-i din jemini sărmana, să puie jos, să mă calce și junghiul mă lasă-n pașii. Să mă duc la baba Ioana, că-i din jemini sărmana, să puie jos, să mă calce și junghiul mă lasă-n pașii. Și mai tare, parcă nu mă mai doare.
dacă ne vine și ajung eu nu mă mai ține și ajung eu nu mă mai ține mai bădiță mai. Uite așa i-am găsat leacul și s-o dujung eu săracul și s-o dujung eu săracul mai bădiță mai. Lasă duc pe unde vreau nu să stea schinarea mea, am să-l duc veșine lor să stea și schinarea lor. Lasă duc pe unde vreau nu să stea schinarea mea, am să-l duc veșine lor să stea și schinarea lor. Doamne, doamne, bravo! Frumos. Mulțumesc, junilor Sibiului, coreografia Silvia Macrea și Alessia Saz Delia. Asta a fost la vedeta populară. Gata! Gata! Cum te simți? Zim cum te foarte simți în momentul bine, acesta. M-a extenuat băiatul ăsta. M-a nenorocit. Nu mai pot. Deci pleci nenorocită de la vedeta populară. Am înțeles, draga mea. Hai să începem. Cornelia, te rog. Da. Ți-ai dorit un moment plin de energie? Păi l-ai creat. Gata, nici nu mai am ce să mai spun, că a fost extraordinar. Felicitări, Delia. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim. Bogdan, te rog. Delia. Da. Pot să spun acum în finală că tu ești preferata mea, din cele trei concurente care sunt în momentul ăsta în concurs, iar nota mea pentru tine este 10. Sigur că trecerea timpului dă măsura lucrurilor. Sigur că toate jocurile moldovenești s-au dus, mai ales jocurile bătrânești, depus în legătură cu cântecul bătrânesc. Acum Mioara Velicu a făcut o casetă în 92-93, a lansat acest cântecel să cântă pe la toate nunțile de la Vaslui. Deci, din punctul meu de vedere, tu ai respectat regula jocului. Tu ai venit cu un hit, că nu-mi place mie, e altă discuție. Ai avut energie, ai avut o stare de spirit bună și îți mai spun încă o dată, ca să rămână spus, tu ești preferata mea. Felicitări! Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! A fost bine, pentru că în ciuda vitezei cu care s-a interpretat cântecul, chiar a fost de maximă virtuozitate, după opinia mea, tu totuși ai reușit să ai o dicție bună. Bravo! Mulțumesc mult! Grigore Leșe, vă rog! Domnule, de fiecare dată mă întreb ce înseamnă șlagăr în muzica populară. Să înțeleg că e o melodie de mare popularitate. Foarte cunoscută, o cântă foarte toată lumea. Foarte cunoscută, bun. Dar mă întreb câteodată, doina este șlagăr? Da, depinde. Pare. Dacă e una foarte depinde. Cunoscută, da. Eu cu asta mă năcăjesc cu povestea asta despre ore cam de 50 de ani. Și eu zic că n-am reușit să zic să mă duc, pun un afiș și zic așa, Leșe vă cânte numai doine. Știți cât vin? Vin! Dar după aceea zice, domnule Leșe, dar ne cântați cântecul cu Bucovina. Iată, șlagăr! E șlagăr. Are nevoie da, și de aia. Da, ăsta e șlagăr. Într-adevăr, e șlagăr, câteodată îmi vine, ce șlagăr să nu mai cânt melodia cât e cuc. Bun, a fost bine, ia. Pa! Da. Să vă văd, domnule Leșe, la note, pe toți, de fapt. Da. Mulțumim. Vă mulțumesc și eu. Felicitări și ne vedem mai târziu. Eu strie, mă învede ce mă faci. Maria și-a depășit prima participare la vedeta populară. Atunci a fost eliminată după prima probă din finală. Își va încerca șansele cu o piesă pe care a cântat-o doar la repetiții. Are și un costum special pentru această ocazie, veți vedea. Doamnelor și domnilor, Maria Chivu din Teleorman.
Bravo, Maria! Bravo! Maria, mulțumesc junilor Sibiului, mulțumesc! Să auzim ce spune juriul. Elize Stan. Tot parcursul tău aici a fost chiar uimitor. În legătură cu această probă, da, ai ales bine, da, este un șlagăr și ți s-a potrivit. Ai cântat exact ca bătrânul Ivașcu de la Plosca. El cânta cu aceste ignituri, se chema Cântatul în Draci. Bravo, felicitări! Vă mulțumesc! Cornelia, te rog! Cum sună? Cântatul în Draci? Cântat de un îngeraș. Da, Maria, ai fost perfectă. Dar aș vrea să te întreb, de ce este acest costum special? Pentru că abia ce l-am scos din ladă și este prima dată când îl port. Ia, dă copza să-l vedem cu totul așa, dacă poți. Uite ce frumos! Așa. Bravo! Și da. Din ce ladă l-ai scos? Din lada de zestre din Teleorman, de la doamna Viorica Mira, care apreciază frumos. Foarte mult ceea ce fac și mă îndrumă și mi-am ales acest costum din lada dumneaei. Da, uite, ce mă frumos. Bucur că te-am întrebat și că ai spus aceste lucruri ca să rămână, pentru că merită să fie auzite. Bravo, Maria! A fost perfect! Vă mulțumesc! Mulțumim! Niculina, te rog! Felul în care îți folosești glasul pe forță și după aceea dozajul acela atât de subtil, bucățelele acelea șoptite, este foarte dificil. Mie mi-a plăcut foarte mult. Grigore Leșe, vă rog. Am avut niște emoții aici la masă, cum n-am avut dumneavoastră? Emoții. Știți de ce? Pentru că am venit cu copza și zic, bă, poate vine să-mi arate cât de autentic cântă ea și nu folosește acompaniamentul de orchestră și o dă numai cu copza. Nu era până în capăt bine. No, vedeți? Cum autenticitatea câteodată trebuie să fie și ajutată. Că-i șlagăr. A fost foarte bine. Glasul în registru acut a fost ca și clopotul de la Comana din timpul războiului. Așa să sună ție glasul. Să ai grijă de tine și cum ești de aici, te apuci de citit. Să fii sănătoasă. Doamne ajută. Mulțumim, mulțumim. Bogdan, te rog. Cine ți-a pus taste la cobză? Domnul profesor, care m-a învățat și să cânt la cobză, mi-a pus tastele pentru o precizie mai bună. Hazul instrumentului ăsta e tocmai că e netemperat. Sigur. Altfel devine o mandolină, ceea ce basarabenii numesc cobză moldovenească, adică o mandoră rusească, de fapt. Hazul instrumentului ăsta că e ca mărăcinele, ca ghimpii de pe câmp, nu poți să o strunești. Bun, am înțeles. Felicitări, Maria, pentru parcursul tău în acest sezon. Vă mulțumesc tare mult! Îți mulțumim și noi! Îți mulțumim tare mult! Mulțumim. Și Doamne ajută! Ne vedem mai târziu! Mulțumim. Ultima concurentă reprezintă Bucovina. A ales pentru proba a doua din finală o melodie foarte veselă din repertoriul Sofiei Vicoveanca. Să o ascultăm așadar pe Ioana Ștefan.
Extraordinari! Mulțumesc încă o dată Junilor Sibiului, coreografia Silvia Macrea și Alessia Sas. Să auzim juriul. Niculina, te rog. După atâta sezoană a ajuns să-mi fie frică de finală. Da, știu, asta spuneți de fiecare dată. Realizezi că ești foarte bună și că deja nu mai îmi pun problema lor cât de bune sunt, ci îmi pun problema noastră ce o să se întâmple. Bravo și gata! Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumim, Cornelia, te rog. Cum ai trăit toate astea, Ioana? Pentru mine a fost o experiență extraordinară. Am trăit, vă spun, cu mâna pe inimă, fiecare moment cu intensitate de nedescris. Știi de ce te-am întrebat? Pentru că, vezi tu, oricâte greutăți ni s-ar întâmpla în viață și de oriunde am pleca, dacă Bunul Dumnezeu pune mâna pe creștetul tău, ți se deschid drumuri. Și dacă tu ești cu sufletul curat și le primești toate frumos, drumurile tale sunt luminoase. Așa este drumul tău și eu așa îl văd și de acum înainte. Doamne ajută! Felicitări! Mulțumesc. Acum a fost un moment perfect. Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Temperamental a vârsta tinereții și a spus din nou cuvântul, a fost un moment extraordinar de maximă virtuozitate, iar tu te-ai descurcat foarte bine cu viteza asta ieșită din comun și degaj o energie extraordinară, Ioana. Sunteți două fete minunate și tu și sora ta, sunt Ziana, și să vă ajute Dumnezeu în tot ce faceți. Succes! Mulțumesc din suflet! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Mă bucur foarte mult că Ioana a ales o piesă din repertoriul Sofiei Vicoveanca. Pentru că din când în când trebuie să ne aducem aminte de oamenii ăștia. Eu nu-i pomenesc, ce nu-i pomenesc. Trebuie din când în când să-i amintim, pentru că le aducem mare bucurie. Nu-i bine să-i uităm. Felicitări! Vă mulțumesc! Mulțumim! Bogdan, te rog! Da, hai dar roată, măi Flăcăi, și eu m-am bucurat tot timpul când vin concurenți din Bucovina. Interpretează cântece de la Sofia Vicoveanca și aici la hit chiar s-a potrivit. Ăsta e și un cântec foarte veche de pe primul disc al Sofiei Vicoveanca, dacă nu mă înșel. De undeva din anii 70 a imprimat bătuta asta. Aș vrea să știu însă altceva. Este adevărat că și sunt Ziana, Ștefan, tot Hai la roată măi Flăcăi ne-a cântat în final acum sau Hai la horă măi Flăcăi, care e alt cântec? Exact, Hai la horă măi Flăcăi. Ce voiam eu să spun acum? La sfârșit de finală și sfârșit de sezon, iată ultima mea jurizare în acest sezon, că tare mult mi-ar plăcea să vă auzi pe amândouă cântând da. Vruna din aceste două bătute împreună. Poate chiar le amestecați cum se poartă acum. Felicitări! Cu mare drag, mulțumesc din suflet! Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Ioana, Doamne ajută, ne vedem mai târziu. Emoțiile s-au terminat. Urmează cele mai grele ale deciziei. Concursul s-a terminat, doamnelor și domnilor, în acest moment. Juriul va decide cine pleacă acasă cu marele premiu de 100.000 de lei și cu trofeul Vedeta Populară. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Până când aflăm decizia juriului, vă invit să urmărim un moment de joc popular, cum se practică în zona Sibiului, la Jocul Satului. Adrian Neamțu, alături de orchestra ansamblului Cindrelul Junii Sibiului, conducerea muzicală Gabi Popescu, Junii Sibiului, așadar, doamnelor și domnilor, în scenă, în coreografia Silviei Macrea și Alessia Sas. Hey, take a nice walk.
Doamnelor și domnilor, Nicurina Stoican va aduce în minutele următoare un crâmpei din nunta din Mehedinți. Un moment care face parte din ritualul de nuntă. Iertăciunile sunt binecuvântarea pe care o primesc tinerii după ce își cer iertare de la părinții lor. Dragi prieteni, un moment special transpus de Nicurina Stoican direct din Mehedinți pe scena vedetei populare. Coreografia este semnată de Silvia Macrea și Alesia Sas. Pe din casa ta mă-i duce. Te sărut, măicuță dulce, pe din casa ta mă-i duce. Mă-i duce joi, mai veni, tot feciorul tău-i fi, mă. Și de ți-am greșit vreodată, te rog din suflet, mă iartă. Mă-i duce șui, mă-i veni, tot feciorul tău-i fi, măi. Și de ți-am greșit vreodată, te rog din suflet, mă iartă. Iertați și binecuvântați! Iertăm și binecuvântăm! Iertați și binecuvântați! Iertăm și binecuvântăm! Iertați și binecuvântați! Iertăm și binecuvântăm! Doamne ajută cu binecuvântarea socrilor! Și acum să cântăm nuneasca și să o joace nașu! Nuneasca, bă! Jucarăm nuneasca, dar musai să jucăm și soacra mare să vină aici, să o văd eu. Faloasă, copilul și-l însură, noră bună capată. E, acu să-i și cântăm să se afalească. Hai cu soacra! Aștept de vreme multă. La băiat să-i fac nuntă. I să fac ce nu s-a văzut și nu s-a mai pomenit. Și nu s-a mai pomenit că vreau nuntă împărătească, lume multă să vorbească. Căci crește inima-n mine, numai
de rușine, un băiat am în amosută. Tot ce-am strâns cheltui la nuntă, atât mai am de făcut, că-ndre mine am rânduit. Juratul Grigore Leșe i-a cedat locul artistului pentru un moment special dedicat vieții pastorale. Suntem neam de păstori, spune domnul Leșe. Însoțit doar de fluierul domniei sale, va interpreta pe scena de la Vedeta Populară o combinație de mai multe miorițe. Doamnelor și domnilor, Grigore Leșe. Tripă curăreiu și-o turmă de voiu, înainte le iesă fata de maior, cu guler galbenu, cu guler galbenu, i-o-nd întrebat-o, care ți mai drag. Fraților, fărtaților, voi dacă mi-ți omor, pe mine să mă îngropa. Hei, dau în strunguța oilor. Da, pe întărcuțul mieilor, da, pe mine pe mână, pune numai guba sângure și un fluier după cură. Coborât-o de la munte florile d'albe, tripa curar cu oi multe florile d'albe de mare. La o verde poieniță florile d'albe, la o rece fântâniță florile d'albe de mare. Când gustară e mai bine florile d'albe, oaia oche și că vine florile d'albe de mare. Cu piciorul să-mi le face florile d'albe, ce vede la ei nu-i place florile d'albe de mare, florile d'albe de mare. Finale în care a ales să fie muntean pe scenă, după originea tatălui, Bogdan Mihai Simion a făcut o schimbare. De această dată a ales Oltenia, după locul de naștere al mamei. Doamnelor și domnilor, Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase. O doină și o sârbă ca la Gorj.
foaie verde mărgărite, foaie verde mărgărite, păcat că am îmbătrânit și vremea nu mi-a venit. Părul cap mi-a încărunțit, părul cap mi-a încărunțit, și snesătul de iubit, și nesătul de iubit. Când eram tânăr vâjlan, suiam dealul, coboram. Ai, Dumnezeule ceresc, dă-mi și mie ce-mi doresc, dă-mi și mie ce-mi doresc. Nu-mi doresc vreun lucru mare să scadă cu supărare. Dă-mi zile și sănătate și o puicuță la dreptate să pot să muncesc, măi frate. E că am trudit, Doamne, am trudit, și prin ploaie și prin vânt, și scuturam tufele și toate noroaiele să câștig paralele, să nu zică oră și cine, am trăit degeaba în lume. Of, păi lelițu, și-o dau dracu de saltea, mă, și nu mai mă culc pe ea, măi, lele, mai bine pe plana goală, cu capul la mândra-n poală, că mai spune o minciună și-mi face inima bună. Felelițo, vezi tu, mândro, cum ești tu, azi noapte ai vrut și acum nu, măi, lele, azi noapte pe plana goală, te-am iubit de ține-o vară, și acum mă băga și-n boală, cu mâna la țățișoară. Nu știu, mândra, unde șede, am mințit că-i cumpăr ghetelele și cerceluși de argint, dar așa i-am făcătuit. Dar mă țin de făcătuială, că mai vine noaptea iară, și-o fi timpul tot așa, și nebuna nu mai vrea. Și-o fi timpul tot așa, și nebuna nu mai vrea, mă. Și Lupu Rednic vor transpune pe scenă un obicei de primăvară, tânjaua de pe Mara, când este sărbătorit gospodarul satului. O adevărată piesă de teatru muzical la vedeta populară. Coreografia este semnată de Silvia Macrea și Alesia Sas. Succes! Păsările, ai, cu-n mugurit, mugurile, ai, da coconin când poiești tu, mândru iarba o-n colțător. Ai, cu zinit primăvara mea, mara mea,
omul e să-l arat, l-a arat și să mâna. Daina mândră și daina o zinit primăvara mă. Veselim lumea ca așa. Așteptarea a luat sfârșit. Vom afla acum cine este vedeta populară a acestui sezon, sezonul cu numărul 8. Să intre în scenă cele trei finaliste rămase în concurs. Ați visat și v-ați luptat să ajungeți până aici. E foarte important că sunteți, iată, în ultima etapă, până la urmă, a proiectului Vedeta Populară, sezonul cu numărul 8. Să aflăm acum, doamnelor și domnilor, care este clasamentul, cum arată podiumul finalei Vedeta Populară. Să vedem cine este pe poziția a treia. Bogdan Mihai Simion, te rog.
Chiar dacă poate nu voi câștiga în această seară, eu sunt foarte împlinită de prestația mea de pe tot parcursul concursului și cred că mi-am depășit condiția cu mult. Totuși sper ca eu să fiu câștigătoare. Când am venit data trecută aici, la Vedeta Populară, aveam emoții mari, dar nu credeam că pot exista mai mari emoții, dar le trăiesc acum pe pielea mea și este copleșitor. Să știi că ești la un pas de ceea ce îți dorești cel mai mult. Eu zic că Dumnezeu mă va ajuta, e aici deasupra mea și întotdeauna mă duce pe drumul cel bun și pe drumul corect. Sper ca și de data aceasta să fie la fel. Oricare dintre voi câștigă, din punctul meu de vedere, mi se pare că câștigă pe merit și câștigă pe drept, pentru că v-ați descurcat foarte bine toate trei. Prin urmare, pe locul al treilea, în sezonul 8 de la Vedeta Populară, o găsim pe Delia Gandore. Da, am simțit tristețe, dar este un concurs și trebuie să luăm lucrurile ca atare. Îți mulțumim foarte mult! Ești deja un artist. Îți dorim succes și te mai așteptăm la noi, aici, la Televiziunea Română, în calitate de invitat, oricum. Dacă vrei să mai vii și la Vedeta Populară, va fi alegerea ta. Bravo, Delia! Bravo, Delia! Delia Gandore, așadar, locul 3. Vom afla în clipele următoare care dintre voi câștigă trofeul Vedeta Populară, sezonul al 8-lea. Grigore Leșe, vă rog. Am întâlnit în ediția aceasta copii minunați. Știu că au fost câteva probe fantastice și n-am putut să dau nota 9. O trebuie să dau numai 10. Și am zis așa, juriu, băi, la cine punem cu nuna, mă? Am hotărât că cele două să fie câștigătoare. Adică Maria Chiu așa, din nou, și Ioana Ștefan. Cred că se sunt lumea, așa. Deci Maria, Ioana câștigă Vedeta Populară, sezonul al 8-lea. Două câștigătoare, fantastice! Doamnelor și domnilor, o invit alături de noi pe doamna Alina Marinescu, director general Farmaciile Catena. Așa, cu aceste artificii, într-un cadru de sărbătoare, stimată doamnă, bună seara! Bine ați venit, mă bucur să ne revedem! Bine v-am găsit! A fost o seară extraordinară în care muzica bună și interpreți de excepție și-au dat mâna pentru o finală magică aceste emisiuni atât de iubite de publicul român. Și această seară nu se poate termina decât cu emoție, bucurie și voie bună. Catena vă oferă din inimă amândorora acest premiu valoros pentru talentul de care ați dat dovadă pe parcursul întregului show și suntem convinși că în continuare ne veți încânta cu acest talent. Felicitări câștigătoarelor, felicitări tuturor participanților, felicitări juriului, felicitări Televiziunii Române pentru această emisiune frumoasă și felicitări telespectatorilor. Catena vă dorește o vară minunată și așteptăm cu nerăbdare să vă revedem la următoarea ediție. O seară bună și felicitări pe tine! Mulțumim! Iată trofeul! Asta este, se împarte! Să vedem cum o să facem. Cred că mai facem unul, nu avem altă soluție. Stimate doamne, vă mulțumesc foarte mult în numele echipei noastre și în numele Televiziunii Române pentru ajutorul oferit acestor tineri. De fapt, miza este acest premiu, dar miza este dincolo de ceea ce se întâmplă aici. Vorbim de cariere care își află acum începutul. Hai să vin cu microfonul aici la voi. Uite așa, amândouă. Maria, te rog. Cuvintele sunt prea puține. Simt că am atins o stea în momentul acesta. Ce frumos! Te rog, Ioana. Aș vrea să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru vocea pe care mi-a dat-o și pentru că m-a ajutat să trăiesc asemenea momente. Mulțumesc din suflet jurului, mulțumesc orchestrei, domnului dirijor și desigur ansamblului artistic Junii Sibiului și doamnei Silvia Macrea, pentru că sunt extraordinari și fără de ei momentele nu ar fi fost la fel de bune. Mulțumim, mulțumim și noi tuturor! Să dea Dumnezeu să vă fie bine. Felicitări încă o dată! Maria și Ioana sunt câștigătoarele, așadar, sezonului al 8-lea. Domnilor și domnilor,
Acesta a fost sezonul 8 Vedeta Populară. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături în fiecare duminică seară. La TVR1 nu uitați, toată România e populară. Ne vedem în toamnă cu sezonul numărul 9. Toate cele bune! Bravo, copil frumos! Bravo, ai văzut! Bravo!